Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Icoana Maicii Domnului, grabnic ascultătoare de la mănăstirea Diochiariu. Icoana Maicii Domnului, numită Gorgoepicusa, adică grabnic ascultătoare, este o icoană făcătoare de minuni păstrată în mănăstirea Diochiariu, în Sfântul Munte Athos, în Grecia. Această icoană este una dintre cele mai iubite și renumite icoane ale Maicii Domnului din întreg Sfântul Munte. Icoana este zugrăvită în fresca pe exteriorul paretelui estic al trapezei, iar trapeza se află în partea stângă a intrării în curtea mănăstirii Diochiariu. Este cinstită în mod deosebit pe 1 octombrie. În anul 1664, călugărul Nil, care se ocupa cu trapeza, în care trecea adesea prin fața Sfintei Icoane, ținând în mână o lumânare mare, de folos în treburile sale din trapeză, a auzit o voce spunându-i: "Nu mai trece pe aici cu lumina aprinsă, care atâta fum îmi lasă pe icoană." Neilos nu a acordat prea multă atenție vocii, însă aceasta s-a auzit din nou, de asta dată pedepsindu-l cu orbirea. Toți frații din mănăstire au început să aibă mare evlavie la această sfântă icoană, punând sub ea un vas pentru ca trapezarul să ardă mereu puțină tămâie în cinstea Maicii Domnului. În legătură cu această icoană a Maicii Domnului din vechime, ni s-a păstrat mărturisită următoarea minune. În anul 1664, călugărul Nil, având ascultarea la trapeza mănăstirii, obișnuia să vină de la bucătărie, ținând în mână o făclie aprinsă. Făclia, precum era în vreme, fiind unsă cu smoală, scotea un fum negru și necăcios. Zilnic, în drum spre sala de mese, călugărul Nil trecea pe lângă o icoană a Maicii Domnului, zugrăvită în fresca, pe unul dintre pereții exteriori al trapezei. Într-o zi călugărul a auzit o voce zicând: "Călugăre, nu mai trece pe aici cu lumânarea aprinsă, că atâta fum îmi lasă pe icoană." Nepricepând cuvântul, ori crezând că e vreo glumă făcută de vreun frate, călugărul și-a văzut mai departe de treaba lui. La scurt timp însă, el auzi iarăși vocea aceea în același loc zicând: "Monahule nesimțitor, cât ai să mai necinstești icoana mea?" Pe loc călugărul a rămas orb. Abia atunci a înțeles călugărul acela că Maica Domnului vorbise ca una ce răbda zilnic fumul cel negru și necăcios ce ieșea din flăclia lui. După această întâmplare, părinții au așezat sub icoană un vas pentru ars tămâia, astfel încât trapezarul să cinstească tot timpul pe Maica Domnului. Călugărul orb, Nil, își petrecea tot timpul său într-o strană în fața icoanei, rugându-se acesteia spre a ierta și vindeca. Maica Domnului s-a arătat drept mijlocitoarea rugăcinilor călugărilor care au dus la vindecarea orbului. Maica Domnului a spus călugărilor că ea este cea care le înalță rugăciunile la Dumnezeu, de aceea și numele ei este Gorgoepicousa, adică grabnic ajutătoare. După multă pocăință înaintea icoanei Maicii Domnului, călugărul Nil a auzit din nou vocea cea minunată zicând: "Monahule, rugăciunile tale au fost primite, ești iertat și vei vedea din nou. Spune-le părinților și fraților care se nevoiesc aici că eu sunt Maica lui Dumnezeu Cuvântul, a doua după Dumnezeu, ocrotitoarea Sfintei Mănăstirii acesteia, Arhanghelilor și a Sfântului Ierarh Nicolae. Să vină către mine în orice nevoie și îi voi asculta pe ei și pe orice creștin ortodox ce va veni către mine cu evlavie, căci eu sunt grabnic ascultătoare." După această întâmplare, părinții mănăstirii Diochiariu au blocat culoarul acela așa încât nimeni să nu mai treacă pe acolo, ci fiecare să poată sta să se roage în fața Sfintei Icoane. Mai târziu, părinții au construit un paraclist în cinstea icoanei Maicii Domnului,
grabnic ascultătoare, în care au așezat o copie a frescei fericată în aur și argint. În fața acestei icoane se cânta zilnic Paracristul Maicii Domnului. Maica Domnului, grabnic ascultătoare, este un izvor neîncetat de mângâieri și tămăduiri, ea fiind cinstită în întreaga lume, mai ales ca ocrotitoare a familiilor creștine și, în mod special, ca ajutătoare pentru femeile care nu pot naște prunci. Rugăciune la icoana Maicii Domnului, grabnic ajutătoare. Stăpână prea binecuvântată, pururea fecioară născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu cuvântul spre mântuirea noastră și darul lui mai presus decât toți din belșug l-ai primit, ceea ce ești o mare de daruri dumnezeiești și râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credință aleargă la tine. Căzând la icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ție, într-un tot înduratei maici, a stăpânului celui iubitor de oameni, răvarsă asupra noastră, stăpână, prea bogate milele tale și cererile noastre cele aduse ție, celi grabnic ascultătoare, grăbește a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere și mântuire. Cercetează-ne, prea bună, pe noi robii tăi, cu darul tău și dă celor neputincioși tămăduire și sănătate desăvârșită, liniște celor înviforați, celor robiți slobozire și mângâie pe toți cei ce pătimesc în felurite chipuri. Izbăvește, atot milostivă stăpână, toate orașele și satele, țara aceasta și mănăstirea aceasta, de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie și de alte pedepse vremelnice și veșnice și de toți vrășmașii văzuți și nevăzuți, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de maică. Slobozește și pe robii tăi, spuneți-vă numele, și mă slobozește și pe mine robul tău, de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor, de căderea în păcat, ca fără împiedicare într-un dreapta credință, trăind viacul acesta, să ne învrănicim și în cel viitor de bunătățile cele veșnice, cu harul și cu iubirea de oameni, a Fiului și Dumnezeului tău, căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, dinpreună cu cel fără de început al său Părinte și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.